După Lugoj, iată că rădăcinile Dorului s-au întins până la Oradea. Al doilea parc plantații în amintire a fost inaugurat astăzi, 20 aprilie. Peste 60-70 de oameni au venit și au prins cu mâna lor plăcuța cu codul QR care duce spre povestea omului drag pe care l-au pierdut. 100 de povești, 100 de mesteceni, 100 de dori. Marius era un camarad, prieten asociat a celor tineri, un soț care mă susținea și dată pe un de 1,90. Eu mă mulțumesc pentru inițiativa vă, sunt mai departe, sigur vor fi oameni care vor gândi la fel ca noi și vor simți la fel ca noi. Am plantat pentru mama și ideea a venit dinspre fetița mea care a găsit pe Facebook ideea proiectului și am convenit împreună cu ea și cu fiul meu să plantăm în memoria mamei, să existe ceva viu, palpabil, nu numai amintirile din suflet. Credeți că o să veniți aici? O să venim, chiar mă gândeam să nu fie secetăm vara aceasta și să dăinuiască cât s-o putea de mult, peste 100 de ani, dacă se poate, și să se bucure de umbra mesteacănului și alții. O să venim, o să vedem dacă merg sursele de irigație și mai turnăm câte un pic de apă. Și noi mulțumim pentru ideea proiectului, pentru realizarea lui și vă dorim cât mai multe proiecte reușite. Doamne, mulțumim! Copacul este plantat în amintirea tatălui meu, 1956-2019, puțin prea devreme, cum s-ar spune, în anii timpului nostru. Am crescut în acest proiect din prima clipă, când am aflat despre el. Coincidența face că am aflat înainte de a ști de colaborarea pe care urma să o avem cu primăria municipiului Oradea, apăsând, dând click, rezervând și făcând ceea ce trebuia să fac pe site-ul dumneavoastră. Mă bucur din suflet că am avut această inițiativă, cu atât mai mult cu cât mestecenii erau copaci pe fereața tatălui meu. Greu ne-am obișnuit cu ideea că nu mai este lângă noi. Mi s-a părut o idee extraordinară când am auzit despre acest proiect. Parcă sunt mai aproape de ea. Toi noi toți și prietenii noștri sunt lângă noi. Care va veni mama, soțul. E foarte greu. Așa că suntem mai împăcați, ne mai întâlnim doar în gând. Poate și eu în vizionia. Mulțumim! Petronati, n-a de fost liderul nostru de tineret la biserică, ne-a mai pus pe lider. Nu știu să fiu un prieten cu toată lumea. Mereu îl vedeai cum zâmbe pe buze și mereu era gata ca să se strece celorlalți și cu asta ne-am cucerit pe toți. Nu vedeai să spună nu, oricât era de obosit. Când a fost criza cu ucrainienii, a fost primul care a mers să se ducă să ajute. Într-o seară m-am trezit cu el la ușa mea și a spus că a găsit o familie.
că și stăteau la McDonald's în parcare, nu mai aveau niciun ban, trebuia să ajungă la București și zice Mihai, nu știu ce să fac, te rog, ajută-mă. Efectiv, în seara, întâi nopți a venit, a făcut chestia asta ca să-i putem ajuta. Era un om foarte plicat, plin de Duhul Dumnezeu și a schimbat viețile multor, multor oameni. Cum îți pare inițiativa asta de copaci? Super faină. Cu siguranță mulți dintre prietenii lui și din comunitatea în care el a fost o să vină aici și ne bucurăm ca să putem să o să citească despre ceea ce a fost Nati, puțin, un fragment mic din ceea ce a fost Nati pentru noi și poate chiar să îi îndrume pe unii sau pe alții să fie mai bun, să fie cum așa cum ne-a fost rostită pentru noi. Chiar mulțumim pentru inițiativă, foarte bine primită la noi în oraș și vă urăm succes și în alte orașe și să sperăm să stea aici, să vedem crescând mare și să ne bucurăm să vadă Elișa copiii când vor veni să poată să cunoască cine a fost Nati. La ziua bună! La ziua! Poate că vă pare că locul ăsta este un loc cu 100 de mesteceni, dar eu când mă uit la locul ăsta văd 100 de doruri. Văd 100 de doruri de oameni dragi pe care nu-i mai aveți lângă dumneavoastră, dar pe care îi aveți în sufletele dumneavoastră. Și e clar că pentru ei nu mai putem să facem nimic. De adus înapoi, nu-i putem aduce înapoi, dar mai e totuși ceva ce putem să facem. Și ce putem să facem este să le ținem amintirea vie, trează, pentru cât mai mult timp. Și deja știu aici, am văzut în locul ăsta oameni care au mai plantat copaci nu doar la Oradea, ci și la Lugoj. Și sunt atât de multe comentarii pe site ale prietenilor care povestesc despre omul acela drag și asta înseamnă că încă un pic, așa, prin vorbele prietenilor, mai trăim. Cât ținem amintirea asta trează. Vine să spun că e o bucurie să fiu aici, chiar dacă împrejurarea care ne-a dus împreună pare tristă și astăzi sunt sigură că pare că e o zi tristă. Dar după ce veți prinde codurile acestea QR și după ce parcul ăsta o să se umple probabil din seara asta de copii care aleargă, de oameni care stau pe bănci, o să fie un parc al vieții. Ce am încercat să facem prin proiectul Plantați în Amintire este să punem puțină viață acolo unde pare că nu mai e niciun fel de viață. Și faptul că am găsit locul ăsta la Oradea e o șansă. Să știți că am fost în multe locuri până când am găsit primul Plantați în Amintire. E important să facem un astfel de proiect în parteneriat cu autoritate locală, pentru că noi am pus niște copaci, am pus niște flori, dar mai departe noi o să plecăm de aici. Mai departe, parcul rămâne al dumneavoastră și e mare nevoie ca primăria să aibă grijă ca acești copaci să rămână în viață. Așa că mulțumesc tare doamnei viceprimar Antonia Nica, despre care pot să vă spun că nu numai că a răspuns foarte repede prezent și da, dar are chiar și un copac plantat aici, încă de dinainte de a ști că aici va fi un parc aprobat de primărie. Mulțumesc mult de tot pentru deschidere. Ia să-mi scriu ce? Nu se putea altfel. Bună ziua! La finalul comunicatului primăriei municipiului Oradea, în ceea ce privește acest proiect al Asociației Zi de Bine și al administrației noastre, veți găsi un citat aparținând celebrului psihanalist, psihiatru și scriitor american de origine evrească, Irvin Yalom. Acesta spune: voi muri cu adevărat atunci când se va duce și ultimul om care poartă cu sine amintirea existenței mele. Atunci voi fi cu adevărat mort, când nu voi mai exista în memoria nimănui. Prin acest proiect putem spune că, într-o anumită măsură, noi, cei care suntem încă vremelnici călători în această lume, am încercat să prelungim și să securizăm, atât cât se poate, memoria celor dragi nouă.
plecați de mai multă sau mai puțină vreme la cele veșnice. Realitatea este că moartea ne înspăimântă nu doar prin răpirea viitorului, ci și prin cea a trecutului. Știm prea bine toți cei care am fost obligați să ne confruntăm cu moartea celor apropiați, că am fost obligați să trăim o experiență de trezire, foarte probabil, una care ne-a determinat să trăim pe deplin. Suntem, de fapt, la granița între lumea celor care au fost și a celor care suntem în acest tranzitoriu mister care este viața. Așadar, în măsura în care este firesc să ne lăsăm cuprinși de nostalgia trecutului, în care îi aveam încă pe cei dragi nouă, spun, hotărât, să ne bucurăm și să sărbătorim frumos fiecare clipă pe care împreună o putem trăi atât spre memoria lor, cât și spre speranța noastră. Și pentru că este soare, sau cel puțin era când am scris aceste cuvinte, în sfârșit, vă propun să ne focalizăm pe bucurie și speranță, pentru că am reușit să materializăm acest proiect cu sprijinul unor parteneri excepționali, care sunt Asociația Zi de Bine. Mulțumim Melania Medeleanu, Claudia Udrescu și întregii echipe implicate. De asemenea, îi mulțumim pentru toată dedicarea doamnei Adina Popa și colegilor noștri din cadrul Direcției Tehnice a Primăriei Municipiului Oradea. Nu uitați și sperați! Probabil că vă întrebați care sunt pașii următori și dacă ați ajuns și ați ajuns ceva mai devreme, unii dintre dumneavoastră chiar înainte de ora 5, ați văzut că pe băncuța din spatele dumneavoastră se află plăcuțele QR. Vă rog să identificați plăcuța care poartă numele omului drag pe care l-ați pierdut, să o luați, să alegeți un copac și avem și niște scule care asta fac. Găsiți copacul, copacul are ceea ce se numește tutor și pe tutor prindeți, e pe plăcuță e o pregăurire, e o gaură mititică, da? Prindeți pe tutor aceste plăcuțe. Asta e tot. Și vorbiți despre oamenii dragi pe care i-ați pierdut ca să-i mai ținem în viață atât cât putem. Mulțumim tare! Așa cum spuneam, parcul Plătați în Amintire este realizat în continuarea parcului Salca, care parcul beneficiază de un sistem de irigat automatizat. La fel și acest parc are un sistem de irigat prin aspersiune, care va iriga suprafața de peluză unde sunt plantați arborii și acele zone izolate, acele insule de vegetație care se văd sporadic în acest parc, au prevăzut un sistem de irigat prin picurare. Practic, parcul are asigurat irigatul chiar și în condiții de vreme mai caniculare și nu ar trebui să existe riscul ca aceste plante să sufere în perioada verii, din cauza căldurii foarte mari. Plăcuțele pe care sunt înscrise codurile QR sunt trase dintr-un material special care nu ruginește, care le va asigura o viață îndelungată în acest parc și sperăm că o să le regăsim aici după foarte mulți ani de acum încolo. Parcul de față este plantat în continuarea parcului Salca. Suprafața pe care am amenajat-o este de aproximativ 3500 de metri pătrați. Arborii au fost repartizați astfel încât să există o distanță minimă între ei și ei la maturitate să nu ajungă să se întâlnească coroanele lor și să nu umbrească mult prea mult. Să existe zone de lumină, zone în care am putut amplasa băncile care servesc în scopul reculegerii sau pur și simplu utilizării zilnice. Ne-am dorit ca parcul în sine să nu fie neapărat să aibă o conotație negativă sau o conotație tristă, ci el să fie folosit în continuare ca un parc normal, iar oamenii să bucure de el ca atare și, bineînțeles, cei care au o poveste de spus sau o poveste care este înscrisă pe aceste plăcuțe să o vadă prin prisma durerii sau prin prisma amintirii lor vis-a-vis de persoana dragă. Îmi place să-l văd ca pe un proiect memorial, în primul rând, pentru că este un proiect cu poveste. Este al doilea proiect pe care îl realizăm pentru Fundația Zi de Bine. Este un proiect care celebrează viața după moarte, chiar dacă persoana respectivă nu mai este printre noi, trăiește în continuare prin
ceea ce noi am plantat aici, în jurul nostru. Vorbim de 100 de arbori, 100 de mesteceni, care sunt repartizați în jurul unui arbore central, care este arborele vieții, din specia Ginkgo biloba. Este un arbore simbol, tocmai pentru că este un arbore foarte longeviv și care cumva simbolizează viața îndelungată și viața veșnică din punctul nostru de vedere. Chiar dacă persoanele nu mai sunt, ele trăiesc prin prisma ceea ce noi am realizat aici.